Polițiștii suceveni au început să fie renumiți pentru acțiunile de urmărire din județ. Asta pentru că în ultima perioadă tot mai mulți șoferi refuză să oprească la semnalele oamenilor legii și preferă să gonească pe străzile din județ cu polițiștii pe urmele lor. Acesta este cazul și unui tânăr în vârstă de 21 de ani din Suceava care s-a urcat la volan, deși avea permisul suspendat și a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. În momentul în care autoturismul urmărit s-a apropiat de centura ocolitoare de la ieșirea din municipiul Rădăuți, polițiștii au desfășurat pe partea carosabilă dispozitivul de oprire forțată din dotare. Astfel, s-a reușit perforarea tuturor celor patru anvelope ale vehiculului urmărit, fără incidente. Aceasta a reușit să-și continue deplasarea doar câteva sute de metri, fiind ulterior blocat de echipajul aflat în urmărire. De la volanul mașinii a ieșit șoferul care a încercat să se sustragă, fiind însă identificat de polițiști. De asemenea, în interiorul mașinii au fost identificați alți trei tineri cu vârste între 18 și 20 de ani. În urma urmăririi, nimeni nu a fost rănit. În cauza polițiștii au un dosar penal pe numele tânărului.